Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi în această zi de sâmbătă, înainte de flori, la un eveniment special, cred că pentru noi toți, pentru noi toți cei care îl cunoaștem pe autorul cărților care se lansează, domnul Ioan Chelaru. Ne bucurăm să fim astăzi împreună cu dumneavoastră în acest frumos hotel. Mulțumim pentru găzduire, hotelul lui Roman Plața. Împreună cu noi sunt oaspeți deosebiți care vor vorbi despre operă, despre revizuirea Constituției, despre alte chestiuni interesante și poate și despre autor. O să-i dau prima dată cuvântul domnului profesor Adrian Năstase. Spun profesor, deși a fost o personalitate cu multă funcție importantă, pentru că acum 20 de ani am avut privilegiul să-l am profesor la Facultatea de Drept a Universității din București și atunci, la unele dintre seminariile noastre, discutam cu colegii care este cel mai deștept profesor al Facultății de Drept Universitatea din București. Răspunsul îl știți desigur. Domnule profesor, suntem bucuroși să fim astăzi împreună cu dumneavoastră aici la Roman. Vă dau microfonul. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, sunt emoționat să fiu după mulți ani aici. Pe unii dintre dumneavoastră pe care îi văd în sală, îi mai știu așa din vedere de acum mulți ani. Știu că ați venit astăzi aici din respect, din prețuire pentru Ioan Chelaru. Ăsta este motivul pentru care am venit și eu. Și până la urmă, cărțile acestea, care reprezintă un raport de activitate pentru aproape 3000 de zile de viață, reprezintă un pretext ca să vorbim despre noi înșine, despre societatea noastră, despre felul în care funcționează puterile statului, despre rolul omului politic. Și aș începe prin a spune că, în opinia mea, un om politic trebuie să fie, în mod necesar, și un profesionist într-un domeniu care să aibă legătură cu viața publică sau relevanță pentru viața publică. Probabil că elementul cel mai semnificativ pe care îl relevă aceste volume este legat tocmai de această dovadă extraordinară a profesionalismului care a generat, care a făcut posibile efecte pe diferite planuri. Și de aceea am să spun în al doilea rând un lucru care nu o să vă uimească. Cred că ceea ce este important de observat la acest moment, citind aceste cărți, cărțile anterioare, alte lucrări, este tocmai această identitate plurală, polivalentă, a lui Ioan Chelaru. Practic, un om de profesie liberală, dar care are o profesiune de credință de stânga, un învățat și, în același timp, un om al cetății. Cărțile acestea arată, pe de o parte, relația sa cu alegătorii și, de aceea, spuneam că aceste volume reprezintă și un fel de raport de activitate pentru cei care l-au ales. Cred, de asemenea, că aceste volume demonstrează și alte calități ale sale. Calitățile de legiuitor. De parte a unui ansamblu care uneori pare amorf, dar care a avut, și sper că va avea în continuare, individualități care să marcheze felul în care funcționează sau trebuie să funcționeze Parlamentul. Dacă vă veți uita în volumele sale, veți descoperi că timp de
aproape 3.000 de zile, senatorul Ioan Chelaru a avut peste 115 inițiative legislative. Multe dintre ele legate de problemele dumneavoastră, probleme de aici, din zonă. M-am uitat cu foarte multă curiozitate la unele dintre temele pe care le relevă întrebările sau interes sau interpelările pe care le-a formulat în Parlament, declarațiile politice pe care le-a formulat, extrem de interesante. Și ele marchează, fără îndoială, această relație bivalentă, o relație strânsă cu alegătorii săi. Dar ceea ce mi se pare de asemenea important este felul în care, de-a lungul anilor, Ion Chelaru s-a implicat în diplomația parlamentară sau în organizarea camerei din care făcea parte. Nu voi spune Camera Superioară a Parlamentului, pentru că în calitate de fost deputat, n-am crezut niciodată în formula aceasta. Întotdeauna am considerat că cele două camere sunt egale, nu există o cameră superioară. Dar felul în care a funcționat ca vicepreședinte al Senatului, acțiunile, activitățile pe care le-a derulat ca administrator al acestei instituții importante, de asemenea se relevă prin aceste volume. Așa cum activitățile externe, activitățile de diplomație parlamentară sunt impresionante. Știți probabil că diplomația clasică implica doar dimensiuni guvernamentale. În ultimile decenii însă, diplomația parlamentară a căpătat un avânt extraordinar și a evidențiat și la noi, dar și în Europa, în lume, o dimensiune nouă a diplomației, a contactelor, a dialogului, care în final ar trebui să ducă și duce la rezultate în planul acțiunii internaționale. Veți avea numeroase dovezi aici. Cred de asemenea că Ion Chelaru, pe care sigur îl cunoașteți la fel de bine ca și mine, unii dintre dumneavoastră chiar mai bine, v-a apărut într-o lumină extrem de specială în calitate de jurist. În diferite formule, fie ca om de știință, fie ca cercetător, ca profesor, dar și ca administrator al unora dintre funcțiile din zona justiției, într-un sens foarte larg. În felul acesta a căpătat recunoaștere din partea colegilor, devenind președinte al Academiei de Științe Juridice, președinte al Uniunii Juriștilor, conduce baroul de aici, de la dumneavoastră, și sigur are și alte funcții care sunt până la urmă funcții de recunoaștere publică în acest domeniu extrem de complex. Nu vreau să monopolizez această prezentare. Voi releva însă încă un aspect care mie mi se pare important. Cel al lui Ion Chelaru, om de cultură. Și veți vedea unul dintre volume, cel la care m-am referit în primul rând, pentru că nu vreau să discut foarte mult despre proiectul de revizuire a Constituției, despre care domnul profesor Deaconu va vorbi mai mult. Se deschide cu o declarație legată de unul dintre oamenii cei mai speciali pe care i-am cunoscut, Grigore Vielu. La moartea lui, o declarație absolut excepțională, în termeni minunați, despre acest om, omul unui singur vis. Cel care a încercat să păzească limba românească, cel care a marcat, prin frumusețea versului lui, de o parte și de alta, aprutului, sufletul românesc. De aceea, declarații cum este cea pe care am menționat-o, sau declarația de după moartea lui Adrian Păunescu, un
2010, sunt emoționante și marchează și felul în care un om de cultură a hotărât să prezinte public nevoia de a menține în memoria colectivă trăsăturile cele mai importante ale celor care se transformă în rădăcini ale ființei noastre naționale. De aceea, aceste cărți, în definitiv, care cuprind până la urmă o agendă personală în calitate de reprezentant în Parlament, înseamnă mult mai mult decât atât. Să mai adaug la această identitate plurală lucrările sale științifice în domeniul dreptului. Volume importante în zona dreptului internațional privat, în domeniul unora dintre temele constituționale importante. Nenumărate articole foarte bine apreciate, lucrări care au transferat problematica dezbaterii parlamentare în spațiul cercetării sau au adus din spațiul cercetării în zona parlamentară subiecte importante. De aceea, vorbind despre aceste cărți, vorbim inevitabil despre o personalitate foarte complexă. O personalitate care sigur, a avut un rol important timp de 12 ani în Senat, dar care continuă să aibă un rol important în lumea științifică, în lumea vieții publice, într-o zonă a pedagogiei pe care cu toții ar trebui să încercăm să o folosim pentru a transfera spre cei mai tineri idei, modele, formule de viață, întrebări, dacă nu și răspunsuri, la problemele cu care se confruntă. Când spuneam că această carte, aceste cărți, ne relevă o personalitate, o identitate plurală, spuneam că este vorba de un învățat, de un învățător, este un om al cetății, dar nu vreau să omit să spun că este vorba despre un prieten. Și vreau să-i mulțumesc pentru această invitație, să-l felicit pentru aceste lucrări, să vă mulțumesc și eu că ați venit la această întâlnire, să vă doresc ca zilele viitoare să fie zile de bucurie, să fie zile în care să sperăm, să credem că fiecare an ne aduce nu doar speranța, dar uneori chiar împlinirea acesteia. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și aștept să ne revedem și cu alte ocazii. Mulțumesc, domnului profesor. La fel de atenție, ascultam în anul universitar 98-99 cursurile domniei sale și spuneam aseară că în mod special m-a marcat un curs unde ne-a vorbit despre 1984, cartea scrisă de Orwell. Era foarte, foarte interesant să faci un curs cu domnul Adrian Năstase. Fără îndoială că Facultatea de Drept a Universității din București are resurse proaspete și în acest sens aș vrea să spun câteva cuvinte despre domnul profesor universitar, dr. Ștefan Deaconu. Face parte din noua generație a Facultății de Drept, generație care a terminat facultatea după Revoluție sau în preajma Revoluției. Sunt câteva cadre didactice foarte active și care deja au un cuvânt de spus în lumea juridică românească. De aproape 2 ani a acceptat o nouă provocare și anume aceea de a conduce Camera de Arbitraj de pe lângă Curtea de Comerț a României. Era nevoie de un asemenea om la Curtea de Arbitraj. Arbitrajul are nevoie de un catalizator, iar domnul profesor este cu siguranță unul. Domnule profesor, vă rog. Da.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație, domnule profesor. O să vă spun, domnule profesor, pentru că aveți sau ați avut foarte multe funcții, dar funcțiile trecătoare și cred că profesiunea este cea care trebuie să ne rămână în suflet și din ceea ce scrie dânsul, se vede că activitatea de profesor îi place foarte mult, iar întâlnirea noastră de astăzi este dedicată și efortul intelectual pe care l-a făcut să scrie aceste două lucrări. Sunt lucrări, domnul profesor Năstase a spus că ele reprezintă aceste două lucrări și un raport de activitate la finele celor trei mandate pe care le-a avut ca senator. Dar spune că aceste două lucrări sunt și lucrări memorii, pentru că în paginile lor sunt strânse amintiri, sunt strânse activități pe care dânsul le-a depus pe parcursul celor 12 ani și e frumos pentru că a prins în cuprinsul acestor cărți, în paginile lor, un moment din viața noastră a tuturor. E frumos că v-ați strâns astăzi, într-o sâmbătă înainte de flori, să-l omagiați până la urmă pe domnul profesor Chelaru pentru activitatea domniei sale și, din câte observ eu, are foarte mulți prieteni. Asta înseamnă că are un suflet bun. E o calitate foarte mare a omului să fii un om bun, în primul rând. Și apoi să faci, să îți depui o parte din activitatea ta și în slujba comunității pe care o reprezinți. Iar dânsul se pare că a făcut din plin aceste două lucruri. A fost bun și a făcut ceva pentru comunitatea dânsului. Revenind la cărți, cele două lucrări, din titlu, mi se pare că are și o doză de nemulțumire dânsul, pentru că titlul ambelor lucrări este A fost prea frumos. Cred că era mai bine să fi spus A fost prea frumos. Sau trebuia să fie foarte frumos. E o doză că s-ar fi putut mai mult. Dar fără îndoială, în activitatea pe care a depus-o, în calitate de membru al Parlamentului, nu putea să facă lucrurile de unul singur. A lucrat într-o echipă. Și într-o echipă, fără îndoială, că oamenii nu dau tot randamentul. Unii muncesc mai mult, alții mai puțin. Probabil că de aici vine și această tentă ușor negativă sau o nemulțumire, o ușoară nemulțumire, ar fi fost prea frumos să se întâmple lucrurile pe care și le-a dorit. Și eu aș spune, cel puțin din perspectivă constituțională, că mi-aș fi dorit să văd o Constituție mult mai modernă, care să regleze toate aceste raporturi fine între trei actori principali care joacă pe scena politică. Președinte, Parlament, Guvern. De foarte multe ori, lumea e nemulțumită de modul în care cele trei instituții se raportează, cooperează una cu cealaltă. Din fericire, spune că domnul profesor Chelaru a fost parte a Parlamentului și am văzut foarte multe luări de poziție împotriva celor trei instituții, a Guvernului și a Președintelui și a Parlamentului. E adevărat că mulți oameni strigă jos Președintele, jos Guvernul, mai puțin jos Parlamentul. Ceea ce înseamnă că Parlamentul este totuși una din instituțiile care reprezintă filonul democrației. Oricât de supărat ai fi pe un Parlament, îți dai seama că ai nevoie de Parlament. Dânsul a făcut parte din acest for care este esențial pentru o democrație, iar activitatea domniei sale din paginile cărții relevă
devotamentul pe care l-a avut față de această instituție. Spuneam că raporturile între cele trei instituții nu sunt la parametrii cei mai buni, nu neapărat din vina Constituției, ci și din vina celor care aplică Constituția fără îndoială. Dar uneori Constituția este și acea lege pe care noi o aplicăm și dacă nu avem încredere în ea, n-are cum să-și producă efectele pe deplin. Și îmi aduc aminte, am spus-o de mai multe ori, una din întrebările esențiale în zona dreptului public este care e valoarea unei Constituții până la urmă? Da? Și o să vă spun o povestioară care e adevărată. Fostul președinte american, Grover Cleveland, avea un bun prieten, senator, mă rog, congresman, să-i spunem, Timothy Campbell, care era un avocat celebru, și la un moment dat, Congresul american a adoptat o lege care îl avantaja pe avocat, îi sporea afacerile, într-un sens. Legea a ajuns la promulgare, numai că președintele american și-a întrebat consilierii ce să facă, să o promulge, să nu promulge, și s-a spus că e neconstituțională legea. Și atunci prietenul președintelui, domnul Campbell, a venit la președinte ca la un prieten și i-a spus: de ce nu dai drumul la legea aia? Pentru că e necesară, folosește. Și atunci președintele a spus: știi, suntem prieteni, dar e o lege neconstituțională, nu pot să-i dau drumul. Reacția lui Campbell a fost: ce mai contează o Constituție între doi vechi prieteni? Prin urmare, valoarea unei Constituții e foarte importantă, chiar dacă e vorba de doi vechi prieteni, da? Dacă ea nu se respectă de către cei care ar trebui să o aplice, atunci și ceilalți, comunitatea, își pierde încrederea într-o astfel de lege. Iată de ce spun eu că ar fi fost, și de data asta vă copiez, ar fi fost prea frumos să facem o lege, o Constituție care să treacă dincolo de orgoliile personale și să poată fi aplicată pe deplin și să stopeze toate aceste inconveniente în cadrul raporturilor dintre cei trei, spuneam, președinte, prim-ministru și guvern. Am învățat în ultimii ani că acest joc în trei în România totdeauna e un joc câștigător de 2-1. Adică totdeauna când joacă președintele cu parlamentul contra guvernului câștigă, sau dacă joacă guvernul cu parlamentul contra președinte câștigă cei doi. Deci e un joc în trei în care câștigătorul este cel care joacă în doi. În paginile celor două lucrări se regăsesc fără îndoială luări de poziții pe care domnul profesor le-a avut de-a lungul vremii, se regăsesc articole științifice pe care le-a scris și pe care le-am citit la vremea lor în revistele juridice. Se află documente pe care Parlamentul le-a pregătit de-a lungul vremii în ceea ce privește adoptarea unor proiecte de lege, adoptarea proiectului de revizuire a Constituției. E o carte care cred că poate folosi ca reper istoric de acum încolo pentru activitatea domniei sale și aș vrea să spun că puteți fi mândri de activitatea domniei sale în Parlament. Nu vă va fi rușine citind paginile acestei cărți că va reprezenta timp de 4 mandate în Parlament. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, vă doresc mult succes în activitate și nu în ultimul rând aș felicita și familia dumneavoastră, soția, fata, cel puțin pe ea o știu din timpul studenției, le-aș felicita deopotrivă pentru că v-au fost alături. Și cred că unul dintre reperele noastre în viață și
stâlpii de susținere în viața de zi cu zi o reprezintă familia și aș vrea să vă felicit pentru familia frumoasă pe care o aveți, pentru tot ce ați făcut și să rămâneți același om bun pe care eu l-am cunoscut. Mulțumesc foarte mult tuturor! Se pare că cele spuse de domnul profesor au trezit anumite lucruri care trebuie spuse. Aș fi vrut să adaug, dacă îmi permiteți, să completez istoria constituțională a Statelor Unite cu un episod de ieri. În aceeași linie, deci ieri a fost ales cel de-al nouălea judecător la Curtea Supremă. Dar, bun, povestea este mai lungă, președintele Obama a făcut o propunere, ea a fost blocată de majoritatea republicană din Senat. Și atunci, pe această linie de care vorbea domnul profesor, Senatul a decis mai întâi să schimbe regulamentul Senatului ca să poată să fie ales noul judecător propunerea domnului Trump cu majoritate simplă. Ceea ce s-a și întâmplat. Așa încât, iată că în umbra Constituției se pot dezvolta reguli interesante. Nu știu dacă domnul senator ar fi putut să procedeze în felul ăsta la Senat. În 2012 am făcut asta. Bine, asta am vrut să adaug, să arăt că istoria uneori are unghiuri diferite în momente diferite ale sale. Mulțumim, domnule profesor. Sigur că aseară am concluzionat că cineva trebuie să vorbească și despre ființa umană, Ioan Chelaru. S-a negociat destul de dur, în sensul că trebuie să fie anumite lucruri care nu sunt spuse. Asta s-a insistat pe această chestiune și să sperăm că se va și întâmpla. Domnul profesor Georgica Severin. Văd sigur cunoscute, văd oameni cu care m-am mai întâlnit la aniversările domnului Chelaru, la București. Îmi face plăcere să-l salut pe vechiul meu prieten Ionel Arsenie, pe domnul Manoliu. Îți urez mult succes, Marius, în ce ți-ai propus. Nu spun ce o să afle colegii cu timpul, dar mult, mult succes alături de tine. Vedeți, când m-a sunat Nelu Chelaru să-mi propună să vin la această lansare, mă gândeam, dar ce calitate? Eu nu sunt profesor de drept, știam că aceste lucrări se referă la drept, dar mi-am adus aminte că într-un moment când era el supărat, așa pe la 5:30-6 dimineața, pe mine m-a sunat. Și atunci mi-am dat seama că dacă m-a sunat el la 5:30, probabil de asta mă cheamă și acum. O să încep cu o axiomă. Ion Chelaru este unul din cei mai buni prieteni ai mei, țin foarte mult la el și sunt mândru că sunt aici. Și cu asta cred că am spus tot. Dar în același timp vorbim de o persoană și o personalitate care prin ce a făcut, nu numai că a lăsat o urmă extrem, extrem de stabilă în Senatul României, dar cred că a lăsat-o inclusiv în comunitatea în care trăiește aici la Rom. Vedeți, eu îl înțeleg foarte bine pe Nelu Chelaru, pentru că avem o situație asemănătoare, să nu se supere domnul președinte pe mine. Amândoi provenim din orașul numărul 2 din județ. Eu din Câmpina în raport cu Ploieștiu, Nelu Chelaru din Roman în raport cu Piatra Neamț. Și totdeauna orașul 2 a avut așa o luptă mai puternică cu reședința de județ. Și de aici, dacă vreți, și pretențiile mai mari ale electoratului din respectiva localitate, care nu beneficia totdeauna de avantajele reședinței de județ. Și cred că acesta a fost încă unul din motivele pentru care Ioan Chelaru și-a dorit să dea această tare de seamă în momentul în care și-a încheiat activitatea de parlamentar. A vrut să demonstreze că dincolo de ceea ce se spune, dincolo de ceea ce se zice, că parlamentarii ba fac, ba nu fac, el a muncit. A muncit în primul rând pentru România, pentru că să fim obiectivi, parlamentarii muncesc în primul rând pentru țară, la nivel național, și, să spunem, oarecum în secundar pentru comunitățile locale. Nu că n-avea, dar așa este legislația, așa este Constituția. Și atunci a scris aceste două lucrări de o amploare extraordinară. Când am văzut titlul, ar fi fost prea frumos, cred că suntem aici destui care ne aducem aminte,
M-am gândit imediat la o lucrare celebră din anii 70, vă amintiți, ai fost prea frumos, semnată Ilie Năstase și Ion Țiriac, pe sperătarea câștigării Cupei Davis. Și m-am gândit, cine o fi dintre cei doi, cine aș putea să zic că este chelarul? Năstase sau Țiriac? Până la urmă am tras concluzia că este Ioan Chirilă, cel care a scris de fapt cartea și nu cei doi tenismeni. Și evident, pentru că aici am regăsit foarte, foarte multe documente la care într-un fel sau altul am participat. Am avut onoarea să fac parte 4 ani din delegația României la adunarea parlamentară a francofoniei, delegație condusă de Ioan Chelaru. Și extrem de multe din lucrurile la care am lucrat împreună le-am găsit în această carte. Este o carte de realizări, dar o să-l confirm pe domnul profesor Diaconu, este și o carte de regret. Pentru că nimic nu ar fi încununat mai frumos cariera parlamentară a domnului Ioan Chelaru decât adoptarea unei noi Constituții, o adoptare care i-a dedicat zeci, sute, mii, nu știu, de ore de efort. Îl căutam pe la Parlament, îl găseam în biroul domniei sale, tancuri, documente, consilier cu care încerca să găsească o variantă de Constituție care să fie acceptată. Jocul politic, interesele de la un anumit moment sau altul au făcut ca această Constituție să nu fie adoptată. Nu voi intra acum în detalii. Dar, într-adevăr, este un mare, mare regret al profesorului și senatorului Ioan Chelaru. Vedeți, dacă am avut o Constituție la 1991, despre care s-a spus că părintele este Antonie Iorgovan, am avut o Constituție în 2003, mi-aduc aminte bine pe aceea, al cărei părinte coordonator îl avem aici, pe domnul Adrian Stase. Sunt convins că dacă jocurile, zarurile, bobii politice ai făcut ca în 2013-2014 să se meargă mai departe cu Constituția, părintele acelei Constituții ar fi fost Ioan Chelaru. Și de aceea, într-adevăr, ar fi fost prea frumos. Dar în același timp, o spun cu multă, multă responsabilitate, a fost frumos, a fost foarte frumos, pentru că în ce a depins de domnia sa, a făcut tot ce se putea. Și pentru aceea dumneavoastră, rămașcani, locuitorii județului Neamț, colegi, prieteni, colegi din partid, colegi din Barou, puteți să fiți mândri pentru că a făcut tot ce se putea din punct de vedere teoretic, din punct de vedere, să spunem, politic, la nivelul funcțiilor domniei sale. Și evident, dacă n-a ieșit, nu a fost dintr-un motiv imputabil domnului Chelaru. Dar bazele teoretice, să spunem, ale unei viitoare Constituții, multe articole scrise până în ultimul detaliu există, le putem regăsi în acest volum, Revizuirea Constituției, și sunt sigur că în momentul în care alți politicieni, sau de ce nu poate, și domnul Chelaru, din nou, nimic nu este exclus, se vor orienta spre o nouă Constituție, aceste documente le vor sta la dispoziție și le vor putea folosi. Deci, încă vom vorbi de omul Chelaru. Rar am cunoscut un politician de amploarea domnului Chelaru și, vă spun, a fost vicepreședintele Senatului ani de zile, a condus probabil cel mai mare număr de ședințe ale Senatului cât în cei 8 ani cât am fost eu senator, nu știu, înainte, care să fie în același timp și un coleg plăcut, respectat, care să știe să se impună, care să știe să vorbească frumos, care să zâmbească și care să reacționeze, să interacționeze cu colegii săi chiar și atunci când era trist și supărat. Și știm bine că au fost multe asemenea momente. În același timp, rar am văzut patriotism local, dar cum să spun, un patriotism local de clasă. O mândrie că aparține unei comunități, dar nu mândria aceea ieftină. Eu sunt dinamovist sau stelist, ca să nu se creadă că mă refer la o echipă anume sau la un club. Ci simțea că ține la comunitatea din care face parte, orașul Roma și județul Neamț, cu sufletul, cu legături fundamentale legate de prietenie, de familie și, dacă veți, de bucuria de a-i reprezenta.
Și pentru aceste fapte, sunt mândru că l-am avut coleg pe Meluchelaru, sunt sigur că marea majoritate dintre dumneavoastră vă mândriți că ați avut un asemenea parlamentar care v-a reprezentat, dar în același timp este și un exemplu, și o spun în cunoștință de cauză, de ceea ce înseamnă o viață de familie frumoasă, respectabilă și cu care se mândrește și de care putem să spunem că este foarte frumos și nu ar fi fost prea frumos. În rest, vă doresc și eu sărbători fericite, vă doresc să vă bucurați de zilele care urmează, iar în acest moment, când putem să spunem că îl omagiem pe Ioan Chelaru și activitatea sa, faptul că au venit atâția prieteni de aici din Romă, din Piatra Neamț, de la Iași, de la București, de la Câmpina și de la Chișinău și salut la fel, este dovada că Ioan Chelaru este nu numai respectat, dar și iubit. Vă mulțumesc în calitate de prieten pentru el, vă mulțumesc în numele meu că sunteți alături de prietenul meu Ioan Chelaru și ce să vă spun în final, sunt puțin emoționat pentru că atunci când ești lângă un prieten care prezintă un bilanț atât de amplu, într-un fel ai putea să te gândești că se închide un ciclu. Eu cred că este un moment de etapă. În politică, nu știu, dar în viața omului de știință, Ioan Chelaru, este doar o etapă și aceste materiale sunt temeliile pe care el va mai construi multe, multe lucruri valoroase în dreptul românesc și, dacă vreți, și în teoria politicii românești. Vă mulțumesc și o zi cât mai frumos! Și noi credem că emoțiile de asta nu erau îndreptățite de niciun fel. Îmi dau seama că am comis o impolitețe în sensul că nu m-am prezentat atunci când am început. Sunt Nicolae Cârsta, fondatorul editurii Universul Juridic. Am început în aprilie 2001 această editură și mă credem că am făcut lucruri frumoase și datorită unora dintre cei care sunt aici împreună cu noi. L-am cunoscut pe domnul Ioan Chelaru acum 4 ani, când a acceptat, s-a lăsat convins mai degrabă să devină președintele Uniunii Juriștilor din România, într-un moment în care această entitate nu trecea prin momente tocmai fericite. Am dezvoltat o colaborare frumoasă, o încredere care se păstrează și care cred că va continua. Credem că de acum înainte domnul Chelaru va face lucruri și mai frumoase în această zonă a acestei instituții, a Academiei pe care o prezidează și care are nevoie de un suflu nou și de o mână și de o forță pe care o reprezintă domnia sa. Domnule Chelaru, nu v-am văzut atât de emoționat de mult timp, adică nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată atât de emoționat atunci când am fost împreună și cred că am fost împreună la câteva momente. Vă lăsăm să-i salutați și să revorbiți invitațiilor noștri. Distinși invitați, dragi prieteni și colegi, eu recunosc că sunt emoționat, deci sunt un vorbitor de profesie. Nu mi-este ușor. Venind astăzi spre această sală și mulțumesc gazdelor, familia Chiriac, pentru ospitalitatea pe care ne-a oferit-o, m-am gândit despre ce voi vorbi. Ce am vrut să spun, am spus în cărți, prezentarea pe care a făcut-o distinși invitați a fost copleșitoare. Eu ce aș putea să vă mai spun? În primul rând, mă simt în fața dumneavoastră ca în fața unei instanțe morale. Mulți dintre dumneavoastră m-ați cunoscut în timp cu bune și cu rele. Sigur, aici au fost reliefate foarte multe calități, nu numai ale omului, poate eforturile intelectuale pe care le-am făcut în timp, poate efortul care l-am făcut pentru a ține un echilibru în conducerea Senatului în momente, mai ales în momentele grele, când și Senatul trebuia să ia decizii care priveau libertatea, soarta unui coleg sau un act normativ extrem de important cu impact
mare pentru țară, de fiecare dată am încercat să fiu corect cu mine, corect cu toți colegii, indiferent că eram la putere sau eram în opoziție și acum pot să vă spun, 8 ani am fost în opoziție și 4 ani la putere, sau să zicem la putere, în sensul în care partidul în care făceam parte era la guvernare. De aceea am să încerc, promit că încerc să nu vorbesc mult, promit că o să încerc ca în fața dumneavoastră, ca instanță, să spun câteva lucruri pe care le spun mai rar. S-ar putea să vă mire acest lucru. Și câteva lucruri pe care reprezintă mărturisiri de credință. Am intrat în politică în urmă cu 20, mai mult de 20 de ani, în ideea evidentă de a face politică, o politică progresistă de centru-stânga. Deși formația mea intelectuală, de istoric și după aceea de jurist, a fost aceea de dreapta, evident, sau profesia, dacă vreți, considerată de dreapta, eu am considerat că este necesar ca și din, de pe poziție de intelectual să te gândești la cei mai mulți, la cei care au probleme mari, majore și care trebuie să ajutați. Poate și istoria mea, locul nașterii, familia în care am crescut, religia în care am fost educat, cu acea frică de Dumnezeu, poate toate astea au contribuit la orientarea mea politică spre stânga și am spus eu și am spus-o și nu numai în cărți, am spus-o și public întotdeauna că o societate trebuie să aibă ambii poli, și stânga și dreapta, bine reprezentați de oameni responsabili, de oameni cu valoare care pot să dedice din ceea ce au ei să întoarcă spre comunitate, să facă lucruri valoroase pentru oameni și pentru ei poate, dar și pentru cei pe care îi reprezintă sau pentru națiunea din care vin. A fost o cinste, mare cinste pentru mine, pe care dumneavoastră mi-ați acordat-o să fiu în Parlament atâția ani. A fost o cinste și mărturisesc acum și partidului din care întotdeauna am făcut parte să mă numească, să mă propună și după aceea să fiu ales pentru diverse funcții de responsabilitate importantă pentru țară. Am încercat să nu mă fac și să nu vă fac niciodată de râs. Cred, și nu o să fiu lipsit de modestie, că v-am reprezentat bine, corect, poate cu greșeli, și acestea sunt ale oamenilor, și când am luat decizii majore, uneori pentru vot, alteori am semnat pentru țară, întotdeauna m-am gândit să la nimic altceva decât să fie bine țării mele. Mă amintesc un episod, eram în fața comisiei de la Veneția, conduceam delegația României în fața acestei comisii, care este comisia, știți foarte bine, pentru democrație, și predam cauza revizuirii Constituției. Mari personalități ale Europei, specialiștii, cei mai mari în drept constituțional și nu numai, fost președinți, fost prim-ministri, fost miniștri de justiție, sigur că ai o stare specială. Vreau să știți că am fost extrem de mândru. Și pentru dumneavoastră atunci, și pentru România, că am putut obține, pledând, un aviz favorabil pentru acel proiect. Și acum câteva chestiuni de amănunt. Sigur că titlul Biță Georgică Severin, care este, așa cum bine am spus prietenul meu, știe de fapt ce m-a amărât, ca să folosesc un termen moldovenesc, împrejurarea că, muncind atâția ani la revizuirea Constituției, multe nopți, multe negocieri, multe texte din cele 28 de Constituții europene, faci drept comparat constituțional, sunt opțiuni politice diverse, intri într-o discuție care începe seara la 8, să zicem, termină dimineața la 4, pe un singur aliniat din Constituție. Foarte multe lucruri. A și fost, într-adevăr, prea frumos ca acum să avem o Constituție revizuită. Cele 128 de amendamente pe care noi le-am construit, le-am votat în comisie, cu care am fost în fața Comisiei de la Veneția, cu care am fost în fața Curții Constituționale, chiar reprezentau ceea ce România, în proces de modernizare, are nevoie. N-a fost să fie, și nu am să aduc o vină cuiva, din motive politice. Constituția se revizuiește
cu o majoritate calificată de două treimi și cum aceste majorități politice se obține extrem de greu, n-am reușit, după ruperea OSL-ului, să avem această majoritate. De aceea port în mine și port cu mine această nostalgie și acest regret că e un proiect frumos, un proiect important, un proiect apreciat de foarte mulți ori, inclusiv de profesori, apropo, de constituționaliști, n-am putut să-l ducem până la cap. Eram la un pas. Eram la un pas, obținusem deja toate avizele, urma să scoatem din Constituție, din cele 128 de amendamente, 24 declarate neconstituționale de curte, și să intrăm pe camere și după aceea în procedura de referendum, care nu mai e așa de dificilă ca pe vremuri. N-a fost să fie. De asta am spus că ar fi fost prea frumos. De acolo vine titlul, într-adevăr. Sigur că ar fi fost prea frumos și poate pentru mine, dacă la un moment dat, după ce luasem decizia să renunț la politică, aș pleca în altă parte. Da, așa e viața. Sunt extrem, extrem de mulțumit de ceea ce am reușit să fac. Aș fi putut face mai mult acolo, și în numele meu, și în numele noastră. Uneori, însă, nu numai decizia ta sau decizia partidului tău contează. Unor factori conjuncturali, alteori există și interese, de multe ori, în afara țării. Noi, intrând în Uniunea Europeană, e un succes că am reușit acest lucru și mulțumim că domnul Năstase, că a condus la vremea aceea România, când s-au purtat negocierile, când ne-am deschis, așa cum era firesc, să ne simțim și să trăim în Europa, așa cum și acum cred că este firesc, însă aici pe acolo apar elemente de suveranitate la care, pe care le putem discuta dacă le-am cedat, nu le-am cedat, unde și cum. De asta era important să avem o Constituție revizuită. Acum revenind și finalizând din punctul meu de vedere, pentru că ce am avut de spus, toate proiectele în concret ale revizuirii le găsiți în carte, în a doua carte, care chiar acest lucru poartă. Toate propunerile partidelor politice, toate dezbaterile, cei care sunt pasionați sau vă fi vreodată interesați să vedeți, veți găsi în această carte cum se face o asemenea revizuire. O perioadă am și condus comisia aceasta de revizuire a Constituției. Revenind la noi și suntem acasă. Și mă bucur că suntem acasă. Și mă bucur că ajungând și la anumită vârstă am luat decizia să fac un pas înapoi în politică, pentru că trebuie să ai puterea în sine, a ta, să spui a fost o etapă, ea se finalizează, ai plecat în viață dorind și ai intrat în politică dorind să întorci către ai tăi ceva din ceea ce Dumnezeu ți-a dat, cred că ți-ai îndeplinit misiunea, poate nu atât de mult cât ai fi dorit, și revii la profesie, revii la catedră, revii la instituții pe care le conduci față de care ai alte răspunderi. N-a fost ușor 12 ani să faci naveta București Roman săptămânal. Mai sunt colegi aici care au făcut această navetă. Acum am revenit acasă. Acasă am fost întotdeauna. A fost și un slogan de campanie. Sigur că mi-a fost dor. Mi-a fost dor de multe lucruri. În primul rând dor de oameni, pentru că la un moment dat te desprinzi, oricât de apropiat ai fi, te desprinzi de cei din comunitate, din jurul care ai plecat, stând atâtea zile la București și venind joi, vineri, sâmbătă acasă, a fost dor de oameni. A fost dor mereu de adevăr. Pentru că vreau să vă spun că fără adevăr n-am fi avut libertate. Iar fără libertate n-am fi avut democrație. Iar fără democrație n-am fost aici. Și n-am fi spus ce avem pe suflet. N-am fost liber să gândim și să mărturisim către semeni și chiar să promovăm valori. Apropo de valoare, trebuie să spun și mă bucur că Marius este aici și să-l felicit pentru excelența prin care a rezolvat o situație apărută ieri, să-l felicit, să-i urez succes în campanie electorală, să-i spun că suntem alături de el și sper să fie câștigător și să cred și probabil că această credință o părtășiți majoritatea dintre noastre. Este nevoie de valoare. Mi-e dor de oameni, mi-e dor de adevăr, mi-e dor de iubire, fără de care nu putem exista niciunul dintre noi.
păstrăm și trebuie să păstrăm credința în Dumnezeu, pentru că altfel nu mai avem repere, nu mai avem refugii și acolo, până la urmă, știm că putem să găsim un asemenea reper. Și n-aș vrea să fiu foarte nostalgic. Aș vrea să spun că bucuria pe care o împărtășesc, împrejurarea că distinși invitați au vorbit numai pozitiv, împrejurarea că și eu, în propria conștiință, îmi fac uneori evaluări, tocmai pentru că e necesar să te judeci. M-a judecat dumneavoastră și m-a judecat de nenumărate ori. Și cred că bine ați făcut, m-a face parte din firea lucrurilor. Dar vreau să știți că nu de puțin ori m-am judecat și singur. Și chiar nu sunt lipsit de exigență când e vorba de mine. Toată bucuria aceasta vă împărtășesc astăzi. Eu sunt emoționat și pentru împrejurarea că sunteți atât de mulți prezenți. Pentru că fiecare v-ați făcut astăzi zi de sâmbătă, înainte de flori, timp să veniți la acest eveniment. Pentru că este un eveniment la care vreau să le mulțumesc celor mulți care au fost lângă mine, care și în momentele mai puțin plăcute m-au sprijinit, chiar dacă uneori de la distanță. Vreau să mulțumesc de celor invitați care mi-au făcut onoarea să răspundă și să fie prezenți astăzi. Este foarte important și a fost important, cred că și pentru noi toți. Da, eu mărturisesc că pentru sufletul meu e o chestiune care mă mulțumește și pentru care și public le mai spun o dată mulțumesc. Mulțumesc celor dragi mie, ce familie și celor care au știut și au răbdat și uneori s-au privat de lucruri normale, lăsându-mă să-mi fac cariera, să fiu acolo, uneori le-am cerut și sfatul pe zone unde a fost necesar, uneori am cerut o părere și nu numai de la familie și de la prieteni. Mulțumesc tuturor celor care au venit la acest eveniment. Nu cred eu că sunt neapărat în cel mai fericit moment al vieții mele, în viață există și alte bucurii, dar sunt într-un moment în care cred că prin lansarea și prezentarea acestor cărți închei o etapă în care spun de fapt și vă mărturisesc public ceea ce 12 ani acolo în Parlament, 3, 4, 5 zile pe săptămână am făcut. Poate munca parlamentarului se vede altfel în teritoriu. Poate uneori media, deși prezentă acum, secundă de secundă, n-a reușit să reflecte tot ceea ce se face acolo. Nu e ușor. Politica este o profesie. Politica este o profesie în care dacă reușești să-ți aduni o echipă, nu o faci de unul singur. E un lucru care se face numai în echipă și dacă reușești să ai echipă de profesioniști, reușești să faci legi bune, reușești să faci administrație centrală de valoare, reușești să faci o țară să trăiască mai bine. Așa am văzut eu politica. Și am văzut politica nu în a trăi mai bine o clasă socială sau o categorie profesională. Sigur că m-am gândit întotdeauna la cei din la categoria profesională de la care vin, la avocați, la, în general la juriști. Dar asta nu înseamnă că am uitat vreodată celelalte profesii, inclusiv cei care n-au profesii, care n-au un loc de muncă. De asta am spus că am făcut și am gândit ca un om politic de centru stânga. Și pentru că trebuia să fie și un final. Că așa e viața. Acum o să fiu un pic nostalgic, dar trebuie să mă înțelegeți. Spuneam că mi-e dor de oameni, că mi-e dor de adevăr, că mi-e dor de iubire. Dar mi-e dor de tata. Au trecut 40 de ani de când nu este. Aș vrea să-i dedic amintirii acest moment.